Mai mult cunoscut în România, deși acum mai mult timp stă în Republica Moldova. Este o persoană a cărui postări și ieșiri în presă le urmăresc cu atenție, fiindcă de fiecare dată citesc lucruri extraordinare, și care a avut o realizare pe care o apreciez foarte mult. Fiind matematician, a organizat o școală extraordinară, Apex Math, domnul Daniel Funeriu. Bună ziua! Stimate doamne prietene ale Universității Tehnice a Moldovei, stimați prieteni ai Universității Tehnice a Moldovei, domnule rector, înainte să încep ceea ce am de spus, am două mici observații de făcut. Prima, toată lumea va felicita pe dumneavoastră pentru ceea ce ați realizat, dar eu mai vreau să felicit încă un om, a cărui carieră este legată de Universitatea Tehnică și care a contribuit foarte mulți ani la ceea ce Universitatea Tehnică este astăzi. Este vorba de domnul Ion Bostan, eminent om de știință și unul dintre oamenii care a purtat în spatele lui această universitate. A doua mică remarcă este față de ceea ce a spus domnul președinte Digineanu despre Petru Capiță, laureatul Nobel cu origini moldovenești, cu familie moldovenească. Un lucru poate mai puțin știu despre el este că el și-a crescut copiii în limba română, cu toate că a activat în Uniunea Sovietică, iar unul dintre fiii lui, la începutul anilor 90, a dat în presa din Republica Moldova unul dintre cele mai puternice interviuri care a subliniat importanța folosirii limbii române, spunând foarte clar, fraților, aici se vorbește limba română. A fost un semnal extrem de puternic, dar mai e un moldoven care a luat premiul Nobel. Este vorba de Ilia Meșnikov. El are un tată moldovean și Ilia Meșnikov a luat premiul Nobel pentru că a descoperit fagocitoza, cum globulele albe, cei care sunt la medicină știu mai bine acest lucru, și a fost invitat să lucreze la, chiar de lui Pasteur, a fost invitat să lucreze la Institutul Pasteur. Deci iată o tradiție foarte puternică pe care o aveți aici. Și Meșnikov a mai spus un lucru interesant. El a constatat că țăranii bulgari care mănâncă iaurt trăiesc mai mult. Și a fost unul dintre, acum 100 de ani, a fost unul dintre cei care a spus atenție la microbiom, atenție la bacteriile pe care le avem, și abia acum cercetarea de top la nivel medical mondial preia acele idei pe care Meșnikov le-a spus acum 100 ani. Mă scuzați, dar fiind într-un context științific am simțit nevoia să arăt că mai știu și eu ceva știință. Stimați prieteni, domnule rector, marea mea onoare de a vorbi astăzi, când sărbătoriți 60 de ani de la înființarea Universității Tehnice a Moldovei, e depășită de un singur lucru. E depășită de bucuria de a fi găsit în cuvintele antevorbitorilor mei și în cuvintele dumneavoastră idei despre ceea ce urmează. Idei despre ceea ce trebuie să facem acum și în viitor pentru a rămâne relevanți. În ultimele decenii, UTM-ul a fost un far, un fief al educației tehnice din Moldova. Vrei să mănânci bine? Vii la UTM. Vrei să construiești bine? Vii la UTM. Vrei să informatizezi bine? Vii la UTM. Vrei să te îmbraci bine? Mergi la Zip House. Deci UTM-ul a devenit un centru care iradiază în toată Republica Moldova excelență, calitate și utilitate. Pentru cei care cunosc UTM-ul, știm un lucru foarte clar. Inovarea este în ADN-ul UTM-ului și e bine să fie așa, pentru că tradiția fără inovare este stagnare. Stimate doamne și stimați domni, singura certitudine pe care o avem astăzi este că viitorul este tot mai incert, este tot mai puțin previzibil. Dacă ne uităm la ultimii 4 ani, o să vedem că tot ceea ce s-a întâmplat major, COVID-ul, agresiunea putinistă în Ucraina, viteza cu care inteligența artificială intră în viețile noastre zi de zi, uriașa oportunitate pe care Republica Moldova o are acum, odată cu deschiderea ușii Uniunii Europene, toate aceste evenimente sunt evenimente pe care nimeni nu le-a prevăzut acum 4-5 ani. Deci trebuie să fim conștienți că viitorul este tot mai puțin previzibil. Observația asta foarte simplă și de bun simț
ne arată de fapt ce avem de făcut și ceea ce dumneavoastră aveți de făcut în universitățile pe care le conduceți. Dacă până recent misiunea universităților era să învețe pe tineri ceea ce se cunoaște, în ziua de azi, rolul universităților este să-i învețe pe tineri cea mai bună atitudine față de ceea ce încă nu se cunoaște. Și cred că aici este o sarcină uriașă și care nu este simplă, care redefinește rolul universităților, nu doar din Moldova și România, dar rolul universităților din întreaga lume. Să învățăm pe tineri cea mai bună atitudine față de ceea ce încă nu se cunoaște. Domnilor și domnilor, mințile tinerilor noștri sunt formate din stele, iar rolul dumneavoastră este să faceți din aceste stele o constelație. Până nu de mult, universitățile își stabileau ca obiectiv să scoată absolvenți care pot să ia decizii bazate pe date, decizii raționale bazate pe date. Auzim asta tot timpul. Dar e poate momentul ca astăzi să meargă mai departe. Și anume, să învățăm pe tinerii noștri să ia decizii pe date corecte, dar care încă nu există. Să ia decizii pe date pe care, grație excelenței lor în cercetare, le intuiesc. Și mai apoi le pot descoperi și avem, cred, obligația să învățăm, să aibă temeritatea intelectuală, să navigheze în apele încă necunoscute ale științei. De ce spun asta? Pentru că inteligența artificială e mai bună ca toți dintre noi să ia decizii care sunt bazate pe date care există. Dar inteligența artificială n-ar fi descoperit niciodată că E egal MC pătrat și n-ar fi avut niciodată ideea vaccinului. Deci, esența, cred că, este să învățăm pe tinerii noștri să știe cum să abordeze necunoscutul. Pentru că lumea și știința sunt pline de lucruri magice, dar care așteaptă ca mințile strălucite ale tinerilor noștri să le descopere și să le dezvolte. Cunoscând UTM-ul, am înțeles un lucru esențial. Aici, la UTM, etica este indisolubil legată de știință și tehnologie. Valorile umane și știința nu pot fi separate. Valorile umane și știința nu pot fi separate. Și știu că sunt în asentimentul fiecăreia și fiecăruia dintre dumneavoastră dacă spun că etica și întărirea eticii se căldesc în fiecare zi. Pentru că studentul învață nu doar ceea ce știe profesorul. Studentul învață mai ales ceea ce este profesorul. Iar asta este și mai important azi, într-o lume în care suntem înecați în informație. E clar că dacă nu învățăm pe tinerii noștri să gândească clar, dacă nu învățăm să aibă discernământ și dacă nu învățăm să fie persoane etice, ei riscă să se alinieze în spatele oricărui guru cu paiete, care de fapt nu face altceva decât să submineze țesutul și esența societăților noastre democratice. Domnule rector, mulți se spune că 60 de ani e o vârstă fragedă pentru o universitate, pentru o persoană e vârsta... Ești adult la 60 de persoane, la 60 de ani, ești încă tânăr. Dar tinerețea, eu m-aș concentra nu atât pe ani și pe vârstă, ci m-aș concentra pe atitudine. Tinerețea e separată de senectute, de entuziasmul de a învăța, de dorința de autodepășire, lucruri care sunt în ADN-ul universității dumneavoastră. În final, n-am mai vorbit de ani de zile în fața doamnelor și domnilor rectori, în final vă rog să-mi permiteți să fiu plicticos și să fiu puțin consopist, ceea ce n-a fost niciodată în viață, dar astăzi o să-mi permit să fiu așa câteva secunde consopist. Am să vă citesc din Constituția Republicii Moldova, un foarte scurt text care pentru mine reprezintă garanția că țesutul intelectual și țesutul volitiv, a ceea ce vor oamenii din această țară, este ceva sănătos și este ceva ce va duce Moldova, Universitatea, înspre Europa și înspre un viitor bun. Vă citesc mai precis articolul 35, aliniatul 7. Învățământul superior de stat este egal accesibil tuturor pe bază de merit. Vă rog să căutați pe Google ce constituția cărei țări mai are cuvântul merit în ea. Și veți vedea că nu sunt foarte multe, eu n-am găsit niciuna.
Faptul că într-o Constituție, când se vorbește de învățământul superior, se vorbește de merit, pentru mine asta înseamnă ceva fundamental. Și pentru că meritați, vă spun, domnule rector, la mulți ani, nu uitați, 60 de ani, la 60 de ani nu suntem bătrâni, e doar punctul în care putem decide în cunoștință de cauză. Continuăm pe un drum cunoscut sau deschidem noi drumuri pentru noi și pentru tinerii noștri. Vă felicit, vă felicit pentru ce ați făcut, iar cred că răspunsul la această întrebare este că sunt convins că veți deschide noi drumuri pentru tinerii noștri, aici, acasă și acum. La mulți ani! Mulțumesc mult, Daniel!